despre care noi cu dumneavoastră astăzi discutăm, sunt foarte importante de le luat în calcul, din punct de vedere intereselor noastre naționale. În primul rând, restructurarea structurilor Uniunii Europene și această Uniune va trece, din punct de vedere instituțional, pentru o reformă foarte serioasă în următorii 2-3 ani. Asta se va răsfrânge, în primul rând, asupra atenției pe care o va, oferi, o va oferi Uniunea Europeană altor subiecte. În sensul minimalizării, adică eu astăzi liber pot să spun că țări ca Ucraina, <coughs> Republica Moldova, practic vor dispărea de pe agenda Uniunii Europene, definitiv. După ieșirea Marii Britanii, există trei riscuri majore. În primul rând, poate să mai iasă alți membri, mă refer la Olanda și Danimarca. În rândul doi ar putea fi afectat euro. Și în rândul trei relațiile între UE și Statele Unite vor suferi modificări esențiale și Uniunea Europeană rămâne partenerul Statelor Unite, dar totodată se va schimba și statutul deoarece Uniunea Europeană devine și un concurent economic, comercial, partener, dar și concurent pentru Statele Unite, care de asemenea trec pentru o perioadă de schimbare datorită agendii președintelui Trump. Germania, după ieșirea Marii Britanii, va fi practic statul cu cea mai mare pondere în ceea ce ține de inițiative, în ceea ce ține de propuneri, în ce direcție și cum trebuie să meargă Uniunea Europeană. Iar având în vedere versiunea mea, care astăzi o spun la dumneavoastră, în emisiune că accentul va fi pus pe un parteneriat mai dezvoltat cu Federația Rusă, Puteți să vă imaginați cât de departe sunt realitățile Republicii Moldova, conducerea și abordarea subiectelor economice și politice față de această descriere pe care am făcut-o. La începutul lunii mai va avea loc o întrevedere între Merkel și Putin și în cadrul acestei întâlniri o să fie vociferate practic confirmările a tot ceea ce discutăm noi cu dumneavoastră. Să vă discuta și o altă soluție probleme din Ucraina și vor fi găsite noi modalități de soluționare a acestei probleme, care cred că va fi și impulsionată. Totodată, până atunci, ne așteptăm și la discuțiile între Secretarul de Stat a Statelor Unite și conducerea Rusiei. Deci toate aceste transformări, din punctul meu de vedere a intereselor naționale a țării noastre, trebuie luate în considerație. Noi trecem toți împreună acum printr-o E etapă de posibilități noi. Și dacă guvernarea o să se... Cine n-ar fi eu când spun guvernarea? Nu am vedere pe Filip sau Candu, ei pentru mine nu reprezintă personalități care uh, se gândesc la <coughs> interesele noastre. În ansamblu, clasa politică ar trebui și merită să se gândească la toate circunstanțele care oferă noi posibilități țării noastre să se orienteze din punct de vedere economic și politic toți vor lua cu totul alte decizii, în realitate eu le numesc istorice, pentru că ele vor determina politicul nostru în următorii 5-7 ani în această regiune. Și iată de ce este important să nu rămânem ca de obicei, undeva repetenți, cu întârziere și evident într-o foarte mare problemă economică în care noi ne aflăm acum, în așteptare creditelor și împrumuturilor din partea donatorilor externe. Este necesar să se идентифичи нашу линию поведения по линии экономик, в первую очередь, что мы можем сделать в рапорте с Федерацией Руси, чтобы быть ревизуит акорду для ассоциации, для пункта видения практик. То есть, мы не нужду для анализа, для людей, для афачей, от институтов, как функционирует этот акорд для с для пункта видения экономики. Не будет никакой проблемы в этом, чтобы видеть результаты реальные. Когда импортируем, как экспортируем, какой есть потенциал. Не по формулы примитивы, когда экспортируем o tonă de miere, da, acum una jumătate și asta înseamnă creștere cu nu știu acolo procente, asta nu înseamnă nimic, trebuie să vedem potențialul și ce se va întâmpla când se va redeschide piața rusă pentru produsele europene și unde va fi locul nostru în toate aceste procese. Și din punct de vedere a securității și în raport cu regiunea transnistriană.